Atacantul moldovean Vitalie Damașcan este în mare formă înaintea meciurilor din această lună ale primei reprezentative a Republicii Moldova. Fotbalistul a marcat pentru echipa sa de club Fece Voluntari în partida cu Chindia Târgoviște din etapa a 30-a a Superligii Românești. Damașcan a înscris în minutul 15 al partidei după o acțiune individuală absolut superbă. Da, nu știu dacă nu cumva cauza este starea proastă din punct de vedere al cât de bine este nivelat gazonul. Frumoasă aici acțiunea lui Damașcan! Superb! Damașcan! Superbă acțiunea atacantului moldovan. Damașcan deschide scorul în minutul 15. Vitalie Damașcan a marcat al nouălea său gol în acest sezon competițional. Ceilalți doi jucători moldoveni ai clubului Ilfovean, fundașul Igor Armaș și mijlocașul Vadim Rață, au fost ei integraliști în această partidă. Fece Voluntari însă nu a reușit să își mențină avantajul pe tabela de marcaj, ea fiind egalată în minutul 71, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-1. Vitalie Damașcan și Vadim Rață au fost convocați de selecționerul Sergiu Crescenco pentru meciurile cu Insulele Feroe și Cehia din preliminarea campionatului european din 2024. Partidele sunt programate la Chișinău pe 24 și respectiv 27 martie.